În timp ce un polițist de la serviciul rutier dirija cu atenție circulația în apropiere de primăria municipiului Giurgiu, mai mulți muncitori se ocupau de înlăturarea vechii borduri și de înlocuirea acesteia. Așadar, timp de 2 săptămâni, atât cât ar fi trebuit să dureze lucrările de asfaltare, șoferii sunt nevoiți să ocolească această porțiune de drum. Traficul a fost deviat dinspre Spitalul Județean către Bulevardul Mihai Viteazul, strada Vlad Țepeș, Piața Centrală, iar dinspre primărie aceștia au ca rută ocolitoare Bulevardul Independenței, strada Petre Ghelmez și Bulevardul CFR, în timp ce unii nu înțeleg rostul acestor lucrări, alții spun că nu doar acest tronson ar trebui modernizat. Nu știu ce rost au, până la urmă, cam care e logica. Nu erau altele mai stringente? Șosea la București, era musai să fie... Să fie prima din trecere. E bine, și la primărie, a fost la faza de decopertat, acum dacă aranjează bordurile, e foarte sigur să termin. De circulă? Greu. Acceptăm. Durează 2 săptămâni, cât au promis? Sau? Nu cred. Era necesară reabilitarea acestei porțiuni? Probabil că da. Să circulă ca în pe șantier, nu? Dar cum mai scurtăm drumul pe aici. Ce să mi se pare? Cred că s-a mutat Videanul la Giurgiu. Le vedeți rostul? Nu. Nu le văd pentru că și celelalte erau turnate în front continuu, erau liniare și astea vor fi liniare, dar cum e omul nostru mai dă curata în ea, mai așa. Credeți că se vor finaliza în 2 săptămâni? Nu, dar stricat bordura, a luat-o pe aia de grăniță și a pus-o pasă de... Hai să strică imediat. Merge treaba? Merg măsurătorile? Merg, n-are cum să nu merg. Dacă muncești, mergi. La ce fază sunteți acum? Foarte bine. În ce fază? Mai avem puțin șterenom. În 2 săptămâni e gata? O săptămână. Păi am finalizat, cred că, în jur de 500 de metri de bordură. Pusă. Și apoi urmează asfaltatul, nu? Da, asfaltatul. Cam în cât timp terminează lucrurile? Păi nu știu, eu ajung în termen de 2 săptămâni, dacă te știi, așa am înțeles, nu să-mi plece 100%.